numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Continuăm în seara aceasta să vorbim despre chemarea lui Avraam, o chemare care o regăsim în Cartea Genezei, în capitolul 12. Vom citi întreg capitolul, sunt 20 de versete. După aceea a zis Domnul către Avraam, ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Și eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema, îi voi blestema. Și se vor binecuvânta în tine toate neamurile pământului. Deci a plecat Avraam, cum îi zisese Domnul, și s-a dus și Lot cu el. Avraam însă era de 75 de ani când a ieșit din Haran. Și a luat Avraam pe Sara, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, și toate averile ce agonisiseră ei și toți oamenii pe care îi aveau în Haran și au ieșit ca să meargă în țara Canaanului și au ajuns în Canaan. Apoi a străbătut Avraam țara aceasta de-a lungul până la locul numit Sihem, până la stejarul Mamre. Pe atunci trăiau în țara aceasta cananeenii. Acolo s-a arătat Domnului Avraam și i-a zis, țara aceasta o voi da urmașilor tăi. Și a zidit acolo Avraam un jertfelnic Domnului celui ce i se arătase. De acolo a pornit el spre muntele care el a răsărit de Betel și și-a întins acolo cortul așa încât Betelul era la apus, iar Hai l-a răsărit. A zidit acolo un jertfelnic Domnului și s-a închinat Domnului celui ce i se arătase. Apoi s-a ridicat Avraam și de acolo și s-a îndreptat spre miază zi. Pe atunci s-a făcut foame în ținutul acela și s-a coborât Avraam în Egipt ca să locuiască acolo pentru că se întețise foamea în ținutul acela. Când însă s-a apropiat Avraam să intre în Egipt, a zis către Sara, femeia sa, știu că ești femeie frumoasă la chip, de aceea când te vor vedea egiptenii vor zice, aceasta e femeia lui Avraam și mă vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Zi deci că mi-ești soră, ca să-mi fie și mie bine pentru trecerea ta și pentru trecerea ta, și pentru trecerea ta să trăiesc și eu. Iar după ce a sosit Avraam în Egipt, au văzut egiptenii că femeia lui e foarte frumoasă și au văzut-o și dregătorii lui Faraon și au lăudat-o înaintea lui Faraon și au dus-o în casa lui Faraon. Și pentru ea i-au făcut bine lui Avraam. Și avea el oi, vite mari și asini, slugi, slujnice, catâr și cămin. Domnul însă a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui pentru Sara, femeia lui Avraam. Și chemând Faraon pe Avraam, i-a zis, ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că aceasta este soția ta? Pentru ce ai zis, mi-e soră? Și eu am luat-o de femeie. Acum, dar, iată-ți femeia, ia-ți-o și te du. Și a dat Faraon poruncă oamenilor săi pentru Avraam ca să-l petreacă pe el și femeia lui și toate câte avea și pe Lot care îl însoțea. Ne oprim aici. Am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, despre turnul Babel, unde Dumnezeu, știm că se opune dorinței omului de a fi
grupată omenirea într-un singur loc pe pământ. Și ați văzut, prin încurcarea limbilor, îi dispersează pe oameni pe tot pământul. Din acest moment interesant, Dumnezeu alege un om, pe Abraham, un om prin care dorește să își aleagă un popor și o țară. Și vedem că îl cheamă pe Abraham din Ur și îl trimite să meargă spre o țară necunoscută. Spune textul, Domnul i-a spus lui Abraham, ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău. Țara despre care ne vorbește textul biblic este Haranul, da? Știm că Terah, tatălui Abraham, Sara, care este soția lui Abraham, și nepotul lui Abraham, care este Lot, au trăit în Haran. Haranul este un pic mai spre nord, Urul este mai jos, aproape de confluența dintre Tigru și Eufrat, iar Haranul este mult mai în nord, locul unde, de fapt, au plecat din Ur cu tatăl lui și acolo au locuit un timp în acest Haran. Deci locul de naștere, am putea spune, a poporului evreu, și este foarte important acest lucru, se află în Haran, în câmpia așa numită Aram, dintre Tigru și Eufrat. Deci Abraham părăsește locul său de baștină, Haranul, cu 645 de ani înaintea exodului lui Moise. Deci înaintea momentului în care Moise scoate poporul evreu din Egipt, traversează cu el deșertul și apoi intră în țara promisă. Abraham, interesant, parcurge unul dintre cele mai cunoscute drumuri din acea vreme, care lega Eufratul de Iordan. Aveți în imagine puțin această hartă din Orientul apropiat. Deci, Eufratul, unul din fluviile din Mesopotamia, de Iordan. Iordanul, care este râul care leagă, de fapt, Marea Galilei de Marea Moartă. Este foarte important că acest drum lega, de fapt, și Mesopotamia, deci zona babiloniană, de Fenicia și Egipt. Fenicia, vorbim de țărmul Mării Mediterane, până jos către Egipt. Erau drumurile cele mai principale, drumurile cele mai traversate din acel timp. Astăzi vreau să vă spun, pentru a parcurge acest drum pe care l-a făcut Abraham, interesant, sunt necesare 4 vize de frontieră. Una pentru Turcia, una pentru că pe teritoriul Turciei de astăzi se află acest Haran, Haranul, una pentru Siria, pentru drumul dintre Eufrat și Damasc, interesant, una pentru Iordania și una pentru Israel, pe teritoriul căruia era Canaanul. Primul oraș pe care îl întâlnește Abraham, ieșind sau venind din Haran, este Damascul. Interesant, astăzi se află, știți foarte bine, în Siria. Apoi trece Abraham din Damasc pe lângă muntele Hermon, de unde izvorăște Iordanul, apoi trece prin deșertul Siriei, ajunge la Sidon și în cele din urmă ajunge la lacul Galilei, unde, sigur, Abraham și-a adăpat toate cirezile și turmele cu care el a ieșit din Haran. Canaanul acesta era numit și Țara Purpurii. Din cele mai vechi timpuri, locuitorii de aici extrageau dintr-o crustacee numită Murex cea mai căutată vopsea a antichității, purpura.
Obținerea ei era foarte costisitoare și de aceea numai cei bogați își permiteau să poarte haine de purpură. Grecii i-au numit pe producătorii de purpură fenicieni. De aici le vine numele fenicienilor de fenicieni de la greci. Și Fenicia înseamnă, de fapt, purpură. Teritoriul Feniciei actualmente este teritoriul, știți foarte bine, al Libanului și al Siriei, partea chiar spre Mediterană, să zicem. Inclusiv fâșia toată de pe malul Mediteranei până în zona Gaza din Israel, ați auzit? Tot în Fenicia exista și acel minunat oraș care se numea Biblos, de la care vine și denumirea Bibliei. E foarte important. Deci teritoriul țării promise era de la izvoarele Iordanului, din Hermon, până la dealurile din vestul Mării Moarte. Imaginați-vă și Marea Moarte, că ați fost mulți pe acolo. Respectiv, zona, dacă o să vă uitați pe harta antică a Israelului, zona Negeb. Astăzi vom vorbi despre un om numit Avram, care, știți foarte bine, este respectat de cele mai mari trei religii din lume, care sunt... Cu Avram au treabă aproximativ, interesant, 3 miliarde de oameni din 7 câte se preconizează că ar fi pe pământ. Avram este patriarhul națiunii evreiești, tatăl evreilor, este tatăl spiritual al creștinilor, al nostru, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 4, versetul 16, Abraham, care este părintele nostru al tuturor. E vorba de creștini. La fel și musulmanii spun că Abraham a fost unul dintre cei mai mari profeți ai islamului. Deci și pentru ei este o prezență deosebită în Coranul lor. Este interesant faptul că evreii spun că Abraham este tatăl lor de sânge, că ei se trag din Abraham. Dar noi știm foarte bine că Abraham n-a fost evreu. Abraham ce a fost? A fost caldean. Deci nu putem vorbi de ceva pur. De fapt, cum v-am spus și data trecută, nici cu Iisus nu se poate spune că a fost un evreu pur. Ne amintim doar de Rahab, de Rut. Nu? De pe linia genealogică. Fondatorul națiunii evreiești, clar că este Abraham. El este numit în Exod 3:15, tatăl lui Israel. Apoi mai este numit în Geneză 26, slujitorul lui Dumnezeu. Și mai are un titlu care de fapt este și cel mai frumos și îmi place cel mai mult. În Isaia se spune despre Avram în capitolul 41 că el este prietenul lui Dumnezeu. Am spus, mie mi se pare cel mai frumos titlu. Avram este menționat în Sfânta Scriptură de 308 ori. Și acest lucru ne arată cât de interesat este Dumnezeu de un om, de sufletul unui om, mai mult decât de orice din universul acesta pe care el l-a creat. Abraham a fost un om cu foarte multă credință. O credință interesantă pe care Dumnezeu o testează de cel puțin 10 ori. Vom întâlni 10 teste de credință la Abraham. Sunt, de fapt, teste ale credinței de care nu scapă niciun om al lui Dumnezeu, nu scap nici eu, nici dumneavoastră, niciunul. Sunt acele extemporale sau teste pe care fiecare dintre noi trebuie să le dăm în privința credinței.
Nu uităm, Abraham se naște politeist. Deci, ei acolo, în zona Mesopotamiei, credeau în mai mulți zei. Și devine monoteist. Și atunci, ca și acum, vreau să vă spun că a fost foarte greu ca să ai un singur Dumnezeu. Și atunci, ca și acum, oamenii aveau o grămadă de Dumnezei. O grămadă de Dumnezei de rezervă, pentru că atunci când erau trădați de un Dumnezeu, ce făceau? Se duceau la un altul dintre cei de rezervă. Adică dacă te trăda Dumnezeu tinerețe, ce făceai? Te duceai la Dumnezeu bani. Și făceai tot felul de transferuri de genul acesta. Știți cum e, nu? Am chelie și burtă, nu-i nimic, dar am bani. Să vedem cum se întâlnește Abraham cu Dumnezeu. Spune textul, Domnul i-a spus lui Abraham, ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău și mergi spre țara pe care ți-o voi arăta. Aici când Domnul îi spune lui Abraham acest lucru, știți câți ani avea Abraham? Ați auzit în text. 75 de ani. Dar nu știm dacă i-a spus cu o zi înainte de plecare sau cu două săptămâni sau cu un an înainte de plecare să iasă din țara lui. Pentru că e o problemă pentru cei mai mulți dintre noi ca să facem ce ne spune Dumnezeu. Noi de obicei cam greu ne urnim așa din loc. Tot stăm și calculăm și cântărim și oare o fi bine, n-o fi bine. Doamne, știi, mai un pic de răbdare că trebuie să-mi pun calculatorul în funcție, că altfel nu pot porni. E și cu însurătoarea, cam așa e, că dacă îți spune fata că te iubește, băi omule, du-te repede, că după aia îți pare rău, că până te hotărăști să o iei, ea are 3 copii deja cu soțul. De-aia este foarte important, când Domnul ți-a dat în cap un mesaj, ține cont de el. Deci îi spune Dumnezeu, ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău și mergi spre țara pe care ți-o voi arăta. Vreau să vă spun că acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 4.000 de ani. Dar de atunci până azi, să nu credeți că lucrurile s-au schimbat foarte mult, pentru că erau și atunci civilizații destul de avansate. Oricum, nimic nu este nou sub soare, da? Ce a fost, va mai fi. De exemplu, când o să vorbim despre Sara, soția lui Abraham, să nu vă imaginați ca pe o femeie din aceea săracă și umblând săraca desculță prin nisip pe acolo, pentru că vreau să vă spun, ei aveau mai mult aur decât avem noi toți de aici la oaltă. Erau bogați. La fel, noi vorbim aici de niște localități, de Ur, de Caldeea, și vreau să vă spun că la 2 km de Ur s-au descoperit acele vase cu smoală în ele, și cu tuburi de alamă în interior, care de fapt erau niște baterii care produceau curent electric. Deci vorbim de o civilizație. Noi când vorbim de om din punct de vedere științific, trebuie să înțelegem că de la omul cu cunoaștere redusă se ajunge la o cunoaștere fantastică, după care, e important aici, această cunoaștere, acest progres, știți ce face? Îl ucide pe om. Și ajunge din nou omul la o cunoaștere retrogradă, redusă, și iar trebuie să o ia de la capăt, de la bâtă și de la pietre și de la toiag și tot așa. E o chestiune ciclică. Când vorbim de Abraham și de Sara, noi trebuie să înțelegem că ei nu erau niște oameni reduși.
sau niște oameni săraci, erau plini de aur, cu mașini super pentru acea vreme, adică cu o grămadă de cămile. Era mașina timpului, nu? O cămilă putere, sau două, sau șapte. Era important. Deci, Abraham, mă întorc la el, se naște în Ur și locuiește acolo, astăzi este pe teritoriul Irakului. Urul este la 10 km de Nasiria și avea pe atunci, se spune, în jur de 100 și ceva de mii de locuitori, avea școli, atenție, biblioteci, și toți acești oameni din Ur se spune că se închinau cam la vreo 25 de dumnezei, dintre care Dumnezeu șef era zeița lunii, o chema Nana. Și nu erau nici măcar misogini, observați, dacă aveau Dumnezeu șef o femeie. Frumos! Abraham, timp de 75 de ani, a crescut cu acești dumnezei și după legile acestor dumnezei. Și vă recomand, ca să înțelegeți viața lui Abraham și tot ce face el în periplul lui până în Canaan și apoi în Egipt și înapoi iarăși în Canaan, să citiți Codul lui Hammurabi. Pentru că altfel o să înțelegeți toate aceste tradiții pe care le practică această familie a lui Abraham. De aceea, o să vă dați seama după ce citiți această carte, după ce legi se ghidau oamenii din acel timp și din acele locuri. Și interesant, lui Abraham la 75 de ani, adică eu ar zice 75 de ani la Abraham era cam jumătatea vieții cum ar fi la noi, cam în jur de 50, 60 pe acolo. Adică pe la jumătatea vieții, bogat, înstărit, influent acolo în Haran, cu o poziție socială deosebită, îi vorbește Dumnezeu la această vârstă. Subliniez vârsta pentru că este important aici. Trebuie să înțelegem aici că dacă Dumnezeu nu îl caută pe om, omul de la sine nu are niciodată puterea de a-L căuta pe Dumnezeu. Pe noi vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a găsit. Noi, de când ne naștem și până murim, suntem căutați de Dumnezeu. Subliniez, suntem căutați de Dumnezeu în fiecare zi. Deci Dumnezeu îi vorbește lui Abraham, observați. Eu nu știu cum i-a vorbit Dumnezeu lui Abraham, pentru că nu scrie în Sfânta Scriptură, pentru că nu ni se spune. Nu știu dacă a țipat Dumnezeu, a urlat la Abraham, Abraham, ieși de acolo. Nu știu dacă i-a vorbit blând, măi, Abrahamuț, mă, uite că ar trebui să pleci tu din Ur și să faci călătoria aceasta. Nu știu. Nici măcar nu știu dacă i s-a arătat în vis sau în vreo vedenie. Nu știu. Oricum, subliniez, inițiativa vorbirii, a căutării lui Abraham, i-a aparținut lui Dumnezeu. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel despre căutarea noastră a fiecăruia din partea lui Dumnezeu. Spune în Romani, capitolul 5, versetul 8, pe când eram noi păcătoși, Dumnezeu ne-a căutat trimițându-L pe Fiul Său între noi. Ați înțeles? Că noi suntem căutați de Dumnezeu. Eu vreau să vă spun chiar și venirea noastră în seara aceasta aici. Este inițiativa lucrării Spiritului Sfânt. Încă de dimineață, să știți, atunci când am spus că nu fac alt program astăzi pentru ora 19 și 10 în seara aceasta, pentru că eu vreau să mă duc la cateheza biblică. Și acest lucru este inițiativa Spiritului Sfânt. Cu siguranță că în timpul zilei, cel rău
încercat să vă facă un alt program. Sunt ferm convins de asta. Un alt program pentru ora aceasta. Dar Spiritul lui Dumnezeu este totdeauna mai puternic decât Spiritul cel rău. Spune mai departe textul că îi spune Dumnezeu lui Abraham: voi face din tine un popor mare, te voi binecuvânta și voi face mare numele tău. Și vei fi o binecuvântare, zice Dumnezeu. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și îi voi blestema pe cei care te vor blestema. Nu trebuie să uităm că Abraham este tatăl fizic al evreilor și cine îi blastemă pe evrei va fi blestemat și el. Cine îi binecuvântează pe evrei va fi binecuvântat și el. Deci, eu zic așa, ca să n-avem treabă cu blestemele privitor la evrei, măcar nu spuneți nimic despre ei. Sau, dacă vreți să fiți o binecuvântare sau să aveți binecuvântări din partea lui Dumnezeu, am mai spus-o și altă dată, este bine dacă aveți o firmă să vă angajați un evreu și portar să stea acolo, să nu facă nimica, dar să fie acolo, că e important, e o binecuvântare. Dacă vă uitați atent în istorie, veți vedea ce sfârșit tragic au popoarele care s-au purtat urât cu evreii. Și aici intră, din nefericire, și poporul nostru, care am ucis și noi o grămadă de evrei în decursul istoriei. Amintiți-vă de trenurile morții, așa se numeau. Sau pe timpul lui Ceaușescu, care Ceaușescu i-a vândut pe evrei pe bani. La fel și Germania, care a vrut să scape definitiv de sângele evreiesc ca să aibă un sânge pur, acum au parte de un sânge amestecat și au parte de șaorma turcilor, din păcate. Dumnezeu, să știți că are o justiție foarte clară. Ne spune textul mai departe, Abraham a plecat și după ce a plecat după cum i-a spus Domnul și Lot a plecat cu el. Abraham avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Abraham a luat-o cu sine pe Sara, soția lui, pe Lot, fiul fratelui său, toată averea pe care o adunaseră, toate persoanele pe care le dobândiseră în Haran, au ieșit ca să meargă spre țara Canaanului și au ajuns în țara Canaanului. Aici vreau să vă spun, este vorba simplu și clar de ascultare. Ascultare. Deci în momentul în care Dumnezeu a vorbit, Abraham a ascultat și a făcut exact ce i-a spus Dumnezeu. Pentru că, de fapt, a asculta și a face egal sau înseamnă credință. A asculta de Dumnezeu și a face ce spune Dumnezeu egal credință. Așadar, credința lui Abraham a constat în a asculta și în a face, adică a ajunge într-o țară necunoscută. Aici vedem frumusețea credinței. Nu știu dacă pricepeți lucrul acesta. Ar fi frumos să ne punem în pielea lui Abraham și vă rog să vă transpuneți. Domnul i-a spus lui Abraham, ieși din țara ta, puneți-vă în pielea lui. Ieși din neamul tău, din casa tatălui tău și mergi spre țara pe care ți-o voi da, ți-o voi arăta. Deci, repet, Abraham era la jumătatea vieții lui. Era așa cum se simt mulți la 50-60 de ani, adică un om fără niciun chef ca să-și mai schimbe locul unde trăiește. Fără niciun chef ca să-și mai schimbe meseria la 60 de ani. Fără niciun chef să schimbe viața, prietenii. Un timp când nu ai chef nici măcar să-ți schimbi hainele. Că zici că îți bune așa cum îți.
Vedem că Avram, după ce și-a făcut un rost, o avere, ați auzit în text, după ce a muncit și a agonisit, după ce a devenit cineva, după ce a ajuns și el ca să se bucure de roadele muncii lui, când credea și el că poate să stea liniștit în vila lui și să facă baie în piscină, dintr-o dată îi cere Dumnezeu să se scoale și să plece din paradisul pe care și l-a făcut și l-a creat. Eu zic așa, ok, bun, dacă era singur, era mai simplu. Dar acum trebuie să se ducă la Sara, că cu el a rezolvat Dumnezeu problema, nu cu Sara. Mă, du-te tu, Abrahame, la Sara și explică-i situația. Eu îmi imaginez acolo discuția cam cum era, nu vreau să vă redau. Dintre ei doi, nu? Bă, zice Sara, tu ai luat o razna, ai băut ceva? Nu ești normal? Până la urmă, interesant, observați, Sara acceptă, da? Dar sigur i-a pus o grămadă de condiții. Abrahame, eu plec din casă, plec de aici, dar nu plec, mă, fără mobila de la mama care mi-a dat-o, nici fără covoarele alea persane frumoase, fără plapumă, toate le pun pe cămile. Punct. Vreau să realizăm aici un lucru interesant, că nu-i deloc simplu și ușor ca să asculți de Dumnezeu. Observați? Și mai ales să faci ce îți spune Dumnezeu. Și mai ales la o anumită vârstă. De la o anumită vârstă, vreau să vă spun, este foarte greu ca să-ți schimbi concepția despre Dumnezeu și despre viață. N-ați observat? Urât vă uitați. De aceea Dumnezeu, să știți, că ne vorbește mai ales când suntem mai mici, mai ales până pe la 30 de ani, să știți, pentru că după este foarte greu omului să mai asculte de Dumnezeu. M-am chinuit astăzi 2 ore cu o doamnă cam la vreo 65-70 de ani, să-i explic că mântuirea nu stă în obiceiuri și tradiții, Doamnă dragă, ci într-o mărturisire sinceră a greșelilor vieții dumneavoastră, în acceptarea jertfei lui Iisus Hristos, pentru acceptarea jertfei. Nu trebuie să faci nimic decât să accepti jertfa lui Iisus Hristos pentru păcatele tale și vreau să-ți spun, în dedicarea timpului, că ți-a dat Dumnezeu ani să trăiești, în dedicarea timpului ca să îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun, după 2 ore de vorbit, cum vorbesc și aici o oră, imaginați-vă 2, n-am ajuns la niciun rezultat. Ea tot o tras cu toate obiceiurile și toate tradițiile bisericilor noastre, fără să înțeleagă. Ai nevoie de mărturisire, femeie. Păi m-am mărturisit și? Ți-ai spus toate păcatele? Păi nu, că nu m-a întrebat de toate păcatele. Înțelegi jertfa lui Iisus Hristos care s-a întâmplat pe Golgota acum 2000 de ani pentru păcatele pe care tu le-ai făcut în toată viața ta? Păi ce-i aia? Păi acum ți-am explicat. 2 ore. Vorbeam, nu știu, probabil se gândea acasă, la altceva. E foarte greu. După anumită vârstă, vă spun că am ajuns și la faze din acelea, la 80 de ani, 90 de ani, n-au fost la biserică, n-au avut treabă cu Dumnezeu, n-au vrut să audă de Dumnezeu și spre final vreau să vă spun că n-am putut, sunt foarte mulți pe care n-am putut să-i aduc la Dumnezeu în ultima clipă sau în ultimele momente ale vieții lor, pentru că omul nu mai reacționează la așa o vârstă cum ar reacționa la 30 de ani, la 20 de ani, la 40 de ani, 50 de ani.
E foarte greu să mai mântuiești pe cineva, să-i scoți din cap totul, că e foarte greu, și să-l pui înapoi pe Dumnezeul adevărat, nu ce a înțeles omul atâția ani de zile cât a trăit, mergând la biserică, dar n-a priceput nimic, făcând tot felul de obiceiuri și tradiții religioase, dar n-a înțeles nimic din ele, în loc ca să poată să accepte o mărturisire sinceră și o jertfă a lui Iisus Hristos pentru păcat. Iertați-mă, dar vreau să vă spun, asta este realitatea noastră religioasă în care noi trăim, care nu este egal cu credința. Religia e religie, iar credința, vreau să vă spun, este credință, e altceva. Înseamnă a asculta de Dumnezeu și a face ceea ce îți spune Dumnezeu când asculți. Bun. Deci, în ciuda unui moment greu din viață, când îi vine greu omului să mai facă schimbări în viață, atunci Abraham pleacă spre locul necunoscut unde îl trimitea Dumnezeu. Spune în Evrei, capitolul 11, versetul 8, prin credință Abraham a ascultat atunci când a fost chemat, auziți, să plece spre un ținut pe care avea să-l primească drept moștenire, și aici atenție ce spune în Evrei, și a plecat fără să știe unde merge. Aici e frumusețea. E foarte important să te cheme Dumnezeu și să-ți spună, ia-o pe acolo, fără ca să-ți dea nicio explicație de ce. Se spune despre Cristofor Columb că înainte de a pleca spre America, în prima sa călătorie, doar intuia că o va găsi. Și a folosit foarte mult rugăciunea ca să o poată găsi. Dar a doua oară, când a făcut a doua călătorie spre America, nu s-a mai rugat pentru că avea deja coordonatele din prima călătorie și busola. Ați înțeles probabil. Noi de multe ori păcătuim pentru că știind că odată am rezolvat ceva cu ajutorul lui Dumnezeu, a doua oară nu mai avem nevoie de El. A doua oară spunem, Doamne, mă descurc și singur, știu sigur să rezolv problema aceasta. Știu calea și nu mai am nevoie de Tine. Mare greșeală facem de foarte multe ori. Când Abraham pornea spre acel loc spre care l-a trimis Dumnezeu, folosindu-se doar de logica umană, doar de socotelile din creierul lui, vă spun sigur, nu mai plecați spre acel loc niciodată. Credința nu e o problemă de logică, asta vreau să vă spun. Nu e o problemă de demonstrație matematică. Dacă și noi așteptăm demonstrații logice despre Dumnezeu, care Dumnezeu este de necuprins, necuprins de nicio minte omenească, dacă tot ne întrebăm, oare cum o fi cu Sfânta Treime, cu dogma transformării pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos, cum e cu Spiritul ăsta Sfânt? Pentru că așa sunt oamenii, vreau să vă spun, și astăzi, mai ales creștinii, vor totul logic, vor să aibă asigurări. Și atunci vreau să vă spun, când vrei asigurări, când vrei logică, matematică, vreau să vă spun că e semn că nu este credință. Nu cu argumente logice se poate vorbi despre Dumnezeu, ci simplu, Dumnezeu există, punct. Nu sunteți deloc de acord cu mine. Noi când vorbim despre Dumnezeu, nu avem cum să ne folosim de logică, cum de altfel. Vreau să vă spun, dar chiar în viața de fiecare zi, vă folosiți de logică toată ziua? M-am gândit astăzi să spunem, de exemplu, că ai găsit pe cineva și vrei să te sori, nu?
Ce logică folosești care să-ți dea siguranța că acel cineva cu care vrei tu să te căsătorești va fi exact așa cum vei vrea tu? Ce logică ai? Nu e nicio logică, e doar credință, vreau să vă spun. Credință că va fi așa cum te-ai gândit tu că va fi persoana respectivă. Râdeți, știu eu de ce. De fapt, prin acea căsătorie tu ce faci? Faci un pas exact în gol, în abis, pentru că tu nu ai siguranța că va fi bine. M-am gândit la Abraham. Oare ce-o fi fost în capul lui când a decis să plece? În primul rând, cred că a fost o frică mare, o frică. Dar vreau să vă spun, a fost și un curaj extraordinar. A fost și o credință extraordinar de mare. A fost și o mare încredere în spusele lui Dumnezeu. Abraham atunci, vreau să vă spun că a făcut un mare pas în gol. Un mare pas spre o nouă experiență a vieții lui. E interesant aici. S-a gândit Abraham așa: păi, o să trăiesc eu tot restul vieții mele în șezlongul acela din vila din Haran, cât mai am eu de trăit? Nu. Zice, voi experimenta o nouă bucurie, un alt fel de viață frumoasă. Așa cum de altfel ați făcut și dumneavoastră în seara aceasta ieșind din șezlong. Și faceți o experiență nouă, o experiență frumoasă, o altfel de experiență a bucuriei dumneavoastră. La prima vedere avem impresia că Dumnezeu îl pune la încercare pe Abraham, dar practic, vreau să vă spun, Abraham l-a pus la încercare pe Dumnezeu. Abraham a vrut să vadă ce noutate i-a pregătit Dumnezeu. Acest lucru, de fapt, ne cere și nouă Dumnezeu, să-L punem la încercare. Nu e o anormalitate ce vă spun acum. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Toată Scriptura este plină de această cerere a lui Dumnezeu. Al pune la încercare. Să vedeți ce se deschide de sus din bogățiile lui Dumnezeu. Cu siguranță, spune Dumnezeu, vino după mine și ai să vezi ce îți voi pregăti. Ai auzit? Pune-te după Hristos și vezi ce îți pregătește. Ce frumos, zice, bă, ieși din barcă, Petrică, și umblă, mă, pe ape, mă, să vezi ce ai să simți, ce noutate ai să simți. Sau convertește-te, omule, și să vezi ce viață frumoasă ai după ce te-ai convertit. Ce bucurie trăiești după ce l-ai întâlnit pe Dumnezeu. E superb. Puneți-l la încercare. Vreau să-l puneți la încercare. Ce-o fi zis oamenii ăia când l-au văzut pe Abraham încărcând saci pe cămile, mobilă, covoare? Și mai ales pe Sara cocoțată și pe ea deasupra, pe cămile. Sigur l-au întrebat vecinii pe Abraham, bă, unde te duci? Și Abraham, ce poți să zică? Bă? Nu știu. Unde merg? Nu știu. Merg, nu știu unde. Eu nu spun că Abraham n-ar fi avut îndoieli sau că nu s-o fi chiar certat cu Dumnezeu. Nu știu nici asta. Sau dacă nu l-a întrebat pe Dumnezeu unde îl trimite. Nu știu. S-ar putea să fi făcut toate aceste lucruri, dar în ciuda acestor semne de întrebare, Abraham a plecat. Acolo unde i-a spus Dumnezeu.
Eu nu spun că în relația mea cu Dumnezeu eu trebuie să fiu un robot din ăla setat și să afișez mereu așa un zâmbet din acela forțat de stewardeză. Bă, cum ești? Hai! Trăsnet! Super! Nu! Ci când este un om întrebat, care are o relație cu Dumnezeu, omul acela trebuie să fie sincer, adică să se vadă emoțiile din el. Când e de plâns, să plângă, când este de râs, să râdă, când e de întrebat, să întrebe. Noi nu suntem niște roboți din aia zâmbitori, nu. N-a vrut Dumnezeu așa ceva. Noi trăim o viață normală, dar în relația mea cu Dumnezeu, acea relație îmi dă niște efecte în viață extraordinare. Abraham pleacă, dar Dumnezeu nu îi spune lui Abraham traseul întreg, interesant, pe care el să-l urmeze până în țara Canaanului. Și aici îmi place tare mult Dumnezeu, nici nouă în viață nu ne spune tot traseul pe care trebuie să-l urmăm, de la A la Z. Nu. El ne va spune doar traseul de la A la B. La B te oprești, tragi aer în piept și asculți că îți spune imediat traseul până la C. La C faci același lucru și aștepți și îți spune traseul până la D și așa mai departe până la Z. Dumnezeu lucrează cu noi pe etape pentru ca să putem ajunge în țara promisă, să știți. În viața noastră de credință lucrează Dumnezeu în etape, de la o fază de credință la altă fază de credință, până îți spune, gata, gata, ai ajuns în țara făgăduită. Dumneavoastră mai aveți ceva etape de parcurs. Nu ajungeți repede. Mai aveți, nu știu ce o să fac alții, dar eu vă spun cam cum văd că Dumnezeu mai are de lucrat cu dumneavoastră. Trebuie să terminăm Biblia, asta e ideea. Așa că mai avem. Deci Abraham a știut că va ajunge cu Dumnezeu de la A la Z, dar la început nu a primit traseul decât de la A la B. Apoi a pornit de la B la C și tot așa mai departe. Spune textul că Abraham a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la terebintul lui More. Pe atunci erau în țară, cine, când a ajuns el acolo? Cananenii. Deci imaginați-vă, din Ur până în Haran, Abraham a făcut 1200 de kilometri, iar din Haran până în Canaan încă 1000. Deci în total 2200 de kilometri călare pe cămilă. Mașină super. Mă gândeam cum întreba săraca Sara Abrahame, băi, când urmează următoarea parcare ca să facem și noi un duș? Săraca sigur era ofticată și se gândea femeile pe care le-a lăsat acasă în Ur, celelalte prietene ale ei erau pe la moluri și ea pe cămilă. Nu era echitabil. Ajung în Sihem, actualmente este în Cisjordania, unde astăzi se mai bat din când în când palestinienii cu cine? Cu evrei. Și vedem că aici dau de cineva. De cine dau? De cananiți. Imaginați-vă ce primire grozavă din partea cananiților, care erau păgâni în primul rând și doi erau foarte împotrivitori. În momentul în care asculți de Dumnezeu, te ridici și pleci unde îți spune El, când vei ajunge în locul numit credință, primii oameni cu care te întâlnești sau primele lucruri cu care te întâlnești sunt cananiții, adică împotrivitorii,
Când tu ai ajuns la credință, atunci să știi că primii care ți se vor împotrivi vor fi cananiții. Cine sunt ăștia? Cei care nu cred în Dumnezeu. Când tu ajungi la credință, atunci apar și ei. Deci, împotrivitorii aceștia, cananiții, nu sunt în țara lor, ci ei sunt în țara pe care Dumnezeu ți-o dă ție. Observați? În țara în care te trimite Dumnezeu să locuiești. Luptele din viața noastră sunt luptele cu cananiții în țara în care Dumnezeu ne trimite să mergem. Adică Dumnezeu nu ne trimite niciodată să cucerim un teritoriu viran. Du-te, mă, la marginea Clujului, că acolo e un câmp cât vezi cu ochii și acolo să stai. Nu, nu o să te trimit acolo. Unde te trimite? Aici, în centru, unde e cel mai aglomerat, la mol, acolo să te întâlnești cu împotrivitorii tăi, în momentul când te vor vedea că tu ai credință. Și pentru a cuceri un teritoriu ocupat, că ăsta e teritoriu ocupat aici, cananeni, este nevoie de luptă. Și pentru a cuceri împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de luptă. Adică întotdeauna când ascultăm de Dumnezeu, atunci apar și împotrivitorii. Până atunci nu apar, să știți că nu o să aveți împotrivitori, până nu ascultați de Dumnezeu. Și vedem cum i-a răspuns Dumnezeu lui Abraham la toate necazurile pe care cu mare curaj și încredere le-a înfruntat acest Abraham. Domnul i s-a arătat lui Abraham și i-a spus: voi da țara aceasta urmașilor tăi. Săracul Abraham, să știți că a avut multe de furcă cu cananiții. Și vedem ce a însemnat pentru Abraham lupta cu ei. E superb. Spune textul mai departe că în loc să se bată fizic cu cananiții, pentru că, nu uitați, Abraham venea din zona Babilon, unde cei de acolo erau foarte renumiți în războaie, ca războinici, iar cananiții erau slabi la capitolul războiului. El face ceva extraordinar, nu se ia la bătaie cu aceștia. Zice mai departe textul: Abraham a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Adică ce a făcut Abraham? S-a pus frumos în genunchi în fața Domnului și s-a rugat ca Domnul să-l scape de cananiți. Noi ce facem când avem de-a face cu împotrivitorii noștri? Când ni se împotrivesc oamenii, vă spun eu, ne luăm la bătaie. La tribunal cu ei sau răspunde-i la mesaj așa ca să-l doară și pe el, cum ți-a scris ție mesajul? Asta facem. Normal că și lui Abraham i-a venit să scoată sabia la cananiți. Dar nu l-a scos, ci s-a pus în genunchi, în genunchi. Deci când Dumnezeu cheamă omul, omul trebuie să răspundă chemării lui Dumnezeu. Și atunci când răspunde chemării lui Dumnezeu, atunci omul trebuie să iasă afară din lumea idolatră și păcătoasă și trebuie să ajungă unde vrea Dumnezeu, adică în Canaan. Și acolo ce să facă? Să se închine lui Dumnezeu. Când ne cheamă Dumnezeu, cel mai greu moment al drumului nostru cu Dumnezeu este, așa cum a fost și pentru Abraham, primul pas despre care am vorbit în seara aceasta. Eu cred că am înțeles acest prim pas pe care îl face Abraham datorită credinței sale puternice, ilogice în Dumnezeu. Haideți să încercăm și noi să facem această experiență de credință pe care a făcut-o Abraham.
Avem multe de povestit cu Avraam, de aceea nu voi trece prea departe. Săptămâna viitoare vom vedea un prim test al credinței lui Avraam, pentru că el coboară după aceea în Egipt. Și ați văzut în textul de astăzi cam ce face acest simpatic al nostru Avraam cu credința aceasta puternică. Cam ce fac mulți, că eram într-o duminică la biserică și puțin așa m-am, am ieșit de la biserică, de la liturghie și în parcare, erau doi credincioși care au stat ca sfinții 2 ore în biserică și care am văzut că se și rugau. Dar unul i-a lovit mașina celuilalt în parcare, e o zgârietură simplă. Nu vă imaginați cam ce-o putut ieși din gura lui ăla, care au stat în biserică. Eu numai în Arbat am mai auzit înjurături din alea. Deci oameni care au stat în biserică, amândoi s-au rugat la aceeași liturghie, au și cântat împreună Domnului, i-au adus laudă. De aceea mă mir de multe ori cum poate trece omul de la o stare din aceasta de relație cu Dumnezeu la opusul, totalmente opusul acestei relații cu Dumnezeu. Cum poate să-L laude pe Dumnezeu cu aceeași gură și la un moment dat să-L înjure pe Dumnezeu cu aceeași gură? N-am priceput acest lucru niciodată. Ok, asta am vrut să vă spun, că și Avraam al nostru trece la un moment dat de la faza aceasta de un bun creștin, să zicem, la faza aceea când ajunge să-și vândă și nevastă. Dar asta pe data viitoare.